După 2 ani în care artiștii nu au mai avut evenimente, a venit perioada în care aceștia sunt din nou solicitați la petreceri private și concerte. Pepe este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră și, imediat ce restricțiile au fost ridicate, a primit o mulțime de ce sumă câștigă Pepe de la un concert. Pepe este solicitat în cadrul evenimentelor private și nu numai. Cei care doresc să-l aibă pe Pepe la evenimentul lor ar trebui să scoată din buzunar o sumă frumușică. Conform Ego.ro, artistul câștigă 4.500 de euro de la un concert, asigurând o atmosferă incendiară cu piesele sale de dragoste și latino. Programul artistului este deja foarte încărcat, iar vara care tocmai a început se anunță a fi una cu multe concerte și evenimente. Pentru Pepe, această perioadă este una dintre cele mai profitabile din întreg anul, dacă după pandemie tarifele vedetelor au mai scăzut, iar unii cântăreți sunt solicitați foarte rar, Pepe se numără printre artiștii cu cele mai bine plătite spectacole, vara aceasta, având un tarif de 4.500 de euro. E foarte bine cotat. Face show cu muzică latino, cu piesele de dragoste, este invitat și la petreceri, în discoteci și în cluburile de noapte. Se pare că de acum va lua avionul la spectacolele din țară, pentru a ajunge cât mai repede acasă, la bebeluș, au spus apropiații cântărețului pentru sursa citată, de fiecare dată știe cum să facă atmosferă, însă, ultimii ani au fost destul grei din punct de vedere financiar pentru artiști. Nemai având evenimente și concerte, s-au găsit nevoiți să scadă considerabil prețurile pentru a reuși să supraviețuiască, chiar și după ridicarea restricțiilor. Dacă unii dintre artiști au făcut numeroase sacrificii în toată această perioadă, alții au rămas la fel de solicitați și unul dintre aceste exemplele ar putea fi Pepe. Artistul este iubit de o mulțime de oameni și se clasează în topul celor mai bine plătiți artiști de la noi din țară.